Utilajele de dezăpezire lucrează de mai bine de 48 de ore la foc continuu pentru a reuși să redeschidă drumurile comunale ce fac legătura între cele patru sate ale comunei Ciocănești. Comuna Dâmbovițeană Ciocănești este cea mai greu încercată localitate de căderile abundente de zăpadă din ultimile 48 de ore și riscă să rămână izolată dacă ninsorile și viscolul vor continua. Munca utilajelor este aproape zadarnică. Utilajele dezăpezesc drumurile, iar în urmă viscolul așează zăpada la loc. Cu câteva zile în urmă, mai multe utilaje grele reușiseră să deschidă drumul unei ambulanțe prin zăpadă care în unele locuri depășea 3 metri. Suntem izolați cu cele patru sate, Urzicianca, Crețu, Vizurești, Turciți și de la centrul Ciocănești. Din 48 de ore mă lupt, 24-24 n-am putut să închid noi pentru că am stat tot timpul lângă utilaje și cu tot ce am putut eu să fac față, dar Dumnezeu ne-a învins, ne putem pune cu puterea lui Dumnezeu. Zăpada mai mare de 2 metri, ați mai văzut așa ceva? Așa ceva n-am văzut, am 55 de ani, dar așa ceva n-am văzut de când sunt. Dar vreau să vă adun la cunoștință că am lucrat pe kilometru, dar mergeam un kilometru, ne întorceam și s-a stupat urma. Din cauza viscolului foarte puternic și abundența zăpezii. Prea multă zăpadă. Am trei utilaje ale mele, dar n-am reușit de seară de la 1 noapte, n-am putut să ajung până la Vizurești. N-am putut să ies decât până la biserica de Crețu. Pe drumurile comunale? Cu drumul comunal 160, 156 e blocat, 77A e blocat jumătate până la Urzicianca, de la Urzicianca până la Turcii nu se poate circula și am probleme aici la Crețu cu un pacient care face dializă cu doamna Pătulea Georgeta, care trebuie să o iau mâine dimineață să o duc la spital. Și mai am o bătrânică la Vizurești, la Turciți, o bătrânică izolată care este la pat, pentru că m-au sunat cetățenii de acolo care nu are cu ce trăi, nu are nici lemne și vreau să ajung să-i duc niște lemne și să-i duc ceva de mâncare. O femeie care luni trebuia să ajungă la centrul de dializă din Târgoviște a fost scoasă din casă și transportată cu 24 de ore înainte, tocmai pentru a nu risca să rămână izolată. Localnicii spun că nu au mai prins asemenea zăpadă de când sunt ei. Mi-am amintesc când așa, spicuială, de când eram micuț, așa, făceam niște tunele, dar nu așa, nu, n-a fost așa, așa mare, nu. Practic aici în Ciocănești tot ce înseamnă drum în câmp e închis. Nu știu, cel puțin pe unde circulă, să circulă. Dar zăpada foarte mare, 2-3 metri. Este mare, mare. Deci n-ați mai văzut până acum? Până acum nu, n-am văzut. Am și 44 de ani, dar n-a fost așa. Și acum nu știm ce mai vine, că deocamdată e binișor. Că nici în continuare, nu știm ce mai vine, e mai rău. Iarna foarte grea, domne. Am 40 de ani, dar n-am văzut zăpadă așa de când sunt eu. N-am văzut niciodată. Avea nevoie de dializă? Da. Trebuia să ajungă și, mâine. Da. Și am dat telefonul domn primar și dânsul a venit, ne-a făcut, adică drumurile, cum se zice, și a venit cu fratele meu cu mașina și a dus la dializă, adică la București. Altfel nu putea să ieșim de aici. Automat era distrusă, săracă. Face de 3 ori pe săptămână, e imposibil. Și datorită lui dânsul avem și asfaltul, avem toate alea. Deci era imposibil să... Imposibil, nu ieșeam, nu. Păi era moarte, că dacă nu se ce... Deci face de 3 ori pe săptămână, dacă nu se duce, la revedere. La rugămintea domnului primar am apelat cu toate utilajele să încercăm să salvăm localnicii care sunt destul de înzăpeziți. Zăpada este foarte mare. Foarte, foarte mare și pentru utilajele care sunt destul de performante, foarte, foarte greu pentru acest. De 24 de ore încercați continuu. Continuu se poate, nu se poate. Foarte, foarte greu încercăm cu ajutorul tuturor. Nu. Doar bunul Dumnezeu dacă oprește zilele astea zăpada să putem să avansăm fără să mai dea de sus, altfel nu se poate avansa. Practic tot ce desfaceți se acoperă în câteva. Tot ce se face se acoperă la loc. Autoritățile locale spun că numai pot face față cantităților mari de zăpadă și vor cere ajutorul autorităților județene pentru a putea decongestiona drumurile comunale.